Salutare tuturor, numele meu Claudiu și bine ați venit la un nou videoclip. Având în vedere că videoclipul care l-am postat mai înainte, uh, mi-am uitat, microfonul oprit și nu s-a înregistrat sunetul, uh, așa că m-am gândit să fac un nou videoclip și să vă ofer două modalități noi de a face bani pe internet, ascultând muzică. Bun, primul website se numește Playlist Push. Uh, playlist push te plătește ca să faci review la Melodii, să lași un review. Ai ascultat o piesă, lași un review, iar deținătorul acelei piese o să asculte de review-ul tău și o să încerce să îmbunătățească muzica lui pe viitor. Oamenii ăștia plătesc 12 dolari pe review, având în vedere că plătește atât de bine și ai atât de multe, cum să zic. Este destul de greu ca să fie acceptat în acest parteneriat. Eu încă, accept, eu încă aștept să fiu acceptat. Plătesc destul de bine. Odată ce ai fost acceptat, poți să faci 12 dolari pe fiecare, fiecare melodie pe care o asculti. Deci, nu știu dacă există. are vreo limită la câte melodii poți să asculti pe zi sau asta, încă nu știu. Are, după cum vedeți. Uh, retrageri instante, odată ce ai făcut banii ți-ai retras și o să ajungă instant în contul tău de PayPal sau în contul tău bancar. Am văzut foarte multe review-uri uh, și foarte multe um, imagini cu screenshot-uri cu plăți primite de la acest website. Este un website legit, doar că este foarte greu să să fie acceptat. Eu vă propun să vă înregistrați, să aplicați și dacă aveți norocul să fiți acceptați, o să faceți foarte, foarte mulți bani, credeți-mă, 12 dolari pe, pe, pe melodie poți să faci undeva la 100 de pe, dolari pe zi dacă nu are nicio limită la câte melodii poți să asculti. Asta cred că e super, nu știu ce să zic. Um, pur și simplu dați Apply aici, uh, trebuie să intrați aici for curators, da? Nu artiști, că dacă nu, dacă nu aveți, nu sunteți artiști, nu creați melodiile, dați curators, adică să, să verificați melodiile. Dați curators, după dați apply și așteptați să fiți acceptați. De obicei, din câte am înțeles, ei răspund în maxim două zile, deci da. Al doilea website și este și o aplicație, este și website și aplicație. Se numește... Um, bă, de ce? Stai că știam cum se numește, dar văd că nu mai, nu mai merea. asta. Are numele ăsta... Avea un nume mai mic, dar văd că acum are numele ăsta mare. Nu știu de ce. <laughs> Earn Cash. Stai mă că dau aici ca să văd cum se numește asta. Bun, dau aici. Așa. Current. Current, da, uite așa se numește, current.us. Um, la fel, aici nu câștigi la fel de bine ca pe acest website, câștigi undeva la 600 de dolari pe an, spun ei, minimum este 600 de dolari pe an. Um, ai descărcat aplicația pe telefonul tău, Vă că e doar pe telefon, nu, te nu e și pe website. Și după, vă că te pune să asculti radio și alt, tot felul de piese și cu cât mai multe piese asculti, câștigi niște puncte pe care poți le transformi în bani. Puteți să invitați și prieteni care o să primiți o parte din câștigurile lor dacă, dacă, vă, dacă vă acceptă. Să vedem cum plătiesc ei și aici la fel trebuie să fie acceptat. E, e, un pic aiurea cu chestia asta, cu acceptatul ăsta că trebuie să aplici și ei trebuie să te accepte pe tine, dar având în vedere că poți să faci așa de mulți bani, este un risc pe care, adică nu e niciun risc, adică merită să încerci, știi? Dacă ai fost acceptat, poți să faci bani ascultând muzică. Cine nu vrea chestia asta? Um... Da, deci îți dă un fel de gift cards care le poți transforma în gift cards pentru PayPal sau pentru magazinele astea mari, Amazon și chestii de astea. Poți să, poți să transform punctele direct în produse fizice sau electronice, telefoane, MP3-uri, calculatoare, chestii din astea. Sau poți să donezi câștigul tău dacă dorești. Um, băieți, chiar îmi cer scuze pentru videoclipul ăsta, chiar a, chiar a fost un videoclip bun și am explicat cam tot ce era de explicat. Nu știu dacă ați văzut live-ul ăsta, eu fac live-urile astea, de obicei, vă că pe ăsta am uitat să-l pun pe unlisted, uh, fac live-urile astea în care vă arăt un pic de live trading, forex, încercăm forex chestii din astea. Uh, pe live-ul ăsta am făcut undeva la 50 de dolari. Deci, da, a fost un live destul de bine, nu prea vorbesc pentru că forexul ia destul de mult, adică când ai, ai deschis o poziție, ia destul de mult ca să, ca să ajungă unde vreau eu și nu pot să stau aici 4 ore 3 ore um, ca să mă uit la un preț cum se duce în sus și jos. Um, poate intrați și voi pe live-ul următor și lăsați un, un like, poate și vorbim, dacă vă văd pe chat, um, cam asta a fost cu acest videoclip, eu sper că v-a plăcut, îmi cer scuze pentru videoclipul anterior, deja am pierdut 2 abonați, da, îmi cer scuze pentru videoclipul anterior, sper să vă placă acest videoclip, eu vă sugerez să încercați aceste platforme și sper să fiți acceptați și dacă o să fiți acceptați o să faceți foarte mulți bani. Mulțumesc frumos de vizualizare, ne auzim în episodul următor, pa, pa!